cafeaua de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, mesagerul de Neam Știri din Neamț, în direct la, în studioul nostru de aici, de la redacția Mesagerului de Neamț, a apărut numărul 555, bine că nu-i 666 din Mesagerul de Neamț. Este un număr, zicem noi, plin, vă dau câteva elemente doar din el. Realități și culise la Spitalul Județean Neamț. Începem o aventură aici cu prezentarea secțiilor din spital și chiar merită să citiți, așa din prima cu șefa secției interne. Despre fericirea de a crește și ajuta copii, în pagina a patra, o familie din Rosnov care a crescut 4 copii orfani, o poveste absolut fascinantă. Alexandra Jucan, performanță în sportul ecvestru la 16 ani și apărarea lui Arsene, mâine e proces, termen la procesul de apel al domnului Ionel Arsene, încă președinte al Consiliului Județean Neamț, care a cerut să fie reaudiat martor, să fie judecat la curtea, în alta curte de casație și justiție, pentru că la vremea comiterii faptelor ar fi fost puțin deputat. Mai sunt și alte teme, doar editorialul mai amintesc, opinia mesagerului, sătui și proști, ori flămânzi și deștepți. Este o întrebare la care încercăm să răspundem în ziarul de care a apărut astăzi dimineață. Pentru că e ziar, pentru că e joi, pentru că e 5-5-5 și nu 6-6-6, stăm de vorbă cu Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața și să aveți multe numere de succes și chiar m-ați făcut foarte curios cu acel articol. Flămânzi și prost sau sătui și deștept. Da, este un editorial, nu mai contează. Deci sătui și proști, ori flămânzi și deștept. Este un foarte editorial interesant, scris în stilul vechi al presei, nu în stilul ăsta facebookistic cu 6 rânduri și cu restul opinii nesusținute de nimic. Domnul primar, chiar avem ce discuta astăzi. Ne putem îndestula. Ne putem îndestula, ca să zic așa. Perla Invest sau Gondoperla, cum se propunea la un moment dat prin Consiliul Local în 2006, a apărut pe tapet subiectul pe care noi îl lansasem, de fapt, într-o emisiune acum vreo 2 săptămâni, da? Când mi-ați spus, sau mai mult, nu mai țin minte, când mi-ați spus că se pregătește un proiect de hotărâre în sensul ăsta. Haideți să discutăm. Prima dată cred că am discutat de când ne chinuiam să găsim resursele în bugetul local, să alocăm banii pentru a putea propune acest lucru. Planul de reorganizare al societății Perla a fost propus de mult și votat în unanimitate de toată lumea, deci nu e nimeni care să poată să spună că nu cunoștea ce presupune planul de reorganizare și că soluția pentru a scoate societatea din insolvență și de a evita falimentul este tocmai aceea, înlocuirea obiectivului propus spre vânzare, baza hipică, cu piciorul de plecare al telegondolei. Lucrurile erau clare din punctul meu de vedere pentru toată lumea. Acum s-au găsit doar niște scuze și pretexte care, din punctul meu de vedere, nu au absolut nicio justificare. Ba că telegondola este un obiectiv păgubos, hai să ne uităm pe cifre. Dacă telegondola merge pe pierdere, să verificăm cifrele. Din 2018 și până astăzi, au avut în fiecare an, Perla Invest, care nu a avut decât acest obiectiv de activitate, telegondola, a avut profit de peste 400.000 până spre 1 milion. De exemplu, anul trecut a avut un profit de în jur de 850.000 de lei. Doar din telegondolă. În condițiile în care... Și din chiriile care se încasează. Prea puține chirii, că astăzi știm prea bine că nu se valorifică integral spațiul, nici nu știu gradul de ocupare, dar din punctul meu de vedere, la clădirea de plecare a telegondolei, de exemplu, sau sus, sus pe Cozla, spațiile sunt insuficient valorificate. Sunt spații care au putrezit. Dacă ne uităm la acele spații de pe Cozla. Pentru a rezolva problema, nu este o soluție să dăm cu fuga de la ședințele din Consiliul Local.
Săptămâna trecută am propus consilierilor opoziției mai multe runde de întâlniri pentru a discuta obiectiv, concret, situația și a vedea cine are alte soluții. N-am auzit nicio soluție viabilă. A acuza că sunt ingineriile financiare ale primarului este o aberație. Care este ingineria financiară acum? Inginerii financiare s-au făcut înainte și le evaluăm și descoperim lucruri interesante. Domnul primar, și eu am folosit cuvântul inginerie financiară, dar nu a primarului. Eu am folosit cuvântul inginerie financiară în sensul în care, în momentul acesta, toată tranzacția asta, cumpărare de participare la licitație pentru obținerea unui bon, este în momentul ăsta o tranzacție financiară. Ideea este ce se întâmplă după această tranzacție financiară pentru comunitate. Nu e vorba de o inginerie. Inginerie financiară a fost când... Titlul pe care l-au dat ei, bun, comunicatorii eu știu de pe care l-au transmis... Eu știu ce am scris eu. Opoziția, consilierii PSD, PMP, ALDE, și aici e o mică exagerare, cel puțin, dacă stăm și ne gândim un pic, consilierii opoziției nu susțin ingineriile financiare ale primarului. Aceasta este, asta este justificarea... Asta este o chestie politică, pe mine nu mă interesează. Pe mine mă interesează... Asta e problema, că se face prea multă politică și prea puțină administrație și în loc să venim cu soluții, cu propuneri, băi, am ideea asta, e mai bună ca a ta, hai să discutăm. Nu, au evitat să ne întâlnim săptămâna viitoare și au confirmat în mai multe rânduri că participă la discuții și apoi la ședința de Consiliu Local vin cu această scuză că ei nu susțin ingineriile financiare ale primarului. Care inginerii? Trebuie să luăm situația din urmă, că tot mi-ați propus dumneavoastră de atâtea ori acest lucru. Nu-mi vine să cred, domnul primar. Tot am fugit eu să nu ajung la vorba. Nu-mi vine să cred. Mai trebuie să facem și asta ca să descoperim soluțiile pentru viitor. Trebuie să ne uităm și în trecut. Aveți dreptate. Ce să zic? Vă dau eu cafeaua data viitoare. O bem. Facem emisiunea din biroul de la primărie și stăm pe masă și cu hârtii. Sigur că da. De exemplu, eu sunt foarte curios, domnul primar, în momentul ăsta, să ne uităm un pic în trecutul societății, să vedem și să închidem niște cercuri sau să le deschidem. Unul din primii administratori ai societății a fost, dacă nu mă înșel, un viitor secretar al orașului. Un viitor fost secretar. Un viitor fost secretar al orașului. Da. Domnul Părinte Fecic. Era tânăr la vremea aceea, a intrat proaspăt în zona administrativă, a fost o surpriză la vremea aceea pentru cine nu-l cunoștea pe tatăl său. Cine îl cunoștea pe tatăl său, domnul Fecic senior, a ajuns și el pe la patrimoniu, la primărie, deși avea interdicție să lucreze. Deci domnul Fecic a fost primul administrator. Domnul Fecic a fost secretar în perioada de glorie a afacerilor în primărie. A Perlei. Ajunge secretar. Acum este, dacă nu mă înșel eu, s-ar putea să greșesc, pe undeva prin Franța. Nu vă înșelați. Nu vreau să fac legături cu cine mai e prin Franța în perioada asta. Dar dacă vreți să aflați, poate n-ar fi rău să vă uitați și la cum au început lucrările la Perla Invest. Cu Dunărea S.A., o societate uitată la noi, care, dacă nu mă înșel eu, și sper să nu mă înșel, au trecut ani, a luat un împrumut ca să facă lucrări la Piatra Neamț de la Alfa Bank. Alfa Bank, la care primăria acum plătește... A plătit până acum 44 de milioane de lei. Ieri am plătit o altă rată de 500 de mii de lei conform convenției de plată. Și mai avem de plătit încă două rate la câte 500 de mii de lei. Deci încă un milion și am scăpat de creditul. Executare silită, da. De creditul garantat, nu luat. De creditul garantat. Mai are și Perla Invest de făcut niște plăți și se închide acest credit. Da, dumneavoastră cunoașteți foarte multe lucruri despre începuturile acestei societăți. Noi am luat pe politica pașilor mărunți,
din momentul de față și tot mergem, verificăm documente, că ne-am asumat într-o conferință de presă săptămâna aceasta, după ședința de Consiliu Local, că este cazul să facem, să căutăm puțin în istoricul acestei societăți și să facem o, să formulăm o plângere penală pentru verificarea faptelor care au stat în spatele situației dezastruoase în care a ajuns societatea. Și sunt două lucruri simple pe care, de la prima citire a contractelor și a felului în care au fost formulate hotărârile de Consiliu Local, mai întâi, cea din octombrie sau noiembrie 2006, când s-a aprobat creditul garantat de primărie, când s-a aprobat ca primăria să vină garant cu la toate acest credit, veniturile, fără absolut, da, cu veniturile, cu toate veniturile, cu veniturile proprii, fără să se pună condiții, fără să se ceară o minimă formă de protecție asupra banilor pe care riscăm să îi plătim, adică un fel de ipotecă de gradul 2 sau ceva, mai mult decât atât, vii să susții o investiție privată cu bani publici. Cum vine asta? Chiar dacă este o investiție de interes public, ori o făcea primăria și atunci se justifica că este o investiție publică, ori lași societatea să se descurce singură și tu participi doar în baza unei minime protecții asupra banilor pe care îi investești. În 2016 s-a făcut în mod nejustificat aceeași greșeală. Nimeni nu a pus nicio întrebare. Atunci PSD-ul n-a avut absolut nicio problemă cu aprobarea celor două îndatorări excesive a municipiului Piatra Neamț, iar în 2016 chiar era o problemă arhicunoscută pentru că orașul risca să aibă blocate toate conturile. Nu vreau să spun, dar la vremea aceea am scris lucrurile astea, că nu-i domnul Harguza să spună că, doamne, iară spui că ai scris. Da, am scris la vremea aceea. Și care este pericolul și de unde provenea pericolul? S-a votat. Acum eu vă întreb, că nu vreau să intru în bucătăria voturilor din Consiliul Local sau Consiliul Județean, dar mie mi se pare puțin hazliu acum ca opoziția, partidele care reprezintă opoziția în Consiliul Local să nu procedeze identic și când sunt hotărâri ciudate la Consiliul Județean. Acolo nimeni nu crâcnește. Dar acolo nu sunt ciudate. Acolo, dacă a zis șeful, șeful hotărăște. Dar și aici tot șeful hotărăște, doar că încearcă. În ideea de a încurca... Acum, haideți să ne întoarcem la ce spuneați dumneavoastră. Mai am, mai am niște lucruri de nu, că spuneați că e pe profitabilă și vreau eu să, să vă fac o critică. Vă fac o critică. Fără problemă. Lăsați-mă doar să zic... Vă rog, vă rog și după aia. Să spun de ce contextul este mai încurcat. Că până la urmă, dacă era vorba doar despre niște bani pierduți, poate înțelegeam ideea că și așa am descoperit atâtea lucruri ciudate petrecute în urmă. Problema este cu atât mai gravă, cu cât pe lângă toți acești bani, 44 de milioane de lei, care s-au plătit din banii pietrenilor pentru a avea telegondolă, mai avem o serie de spații, de clădiri, de terenuri, care au fost date prin majorare de capital social acestei societăți. Baza hipică. Baza hipică este un element emblematic pentru oraș. Toată lumea cunoaște experiența și istoricul de notorietate al bazei hipice din Piatra Neamț, care este și cea mai frumoasă din țară și mulți zic chiar din această parte a Europei. Pentru că anul acesta am avut plăcerea de a discuta cu oficiale Federației Ecvestre Internaționale, care au spus că sunt surprinși în mod plăcut de cât de frumoasă este această bază hipică și că ar fi păcat să o pierdem, pentru că din întâmplare au aflat și ei despre situația oarecum incertă asupra acestui bun de patrimoniu al orașului. Mai sunt și o serie de spații pe vârful Cozla. Dar bun, să zicem că asta e, ne resemnăm, riscăm să pierdem aceste obiective. Să ne gândim un pic și la costurile
la care am fi obligați, da? Pe care am fi obligați să le susținem în cazul falimentului Perla. Deci dacă Perla falimentează, în mod automat, instalația de cablu se oprește pentru că nu va mai fi un operator autorizat să susțină această activitate. Instalația de cablu se oprește pentru câțiva ani. Instalația de telecontrolă va intra în conservare. Costurile cu întreținerea, mentenanța, conservarea instalației de cablu s-ar ridica la peste 1 milion de lei în fiecare an. Și pentru siguranța orașului, evident, cine trebuie să plătească? Tot primăria. Adică în loc să generăm niște venituri... Domnul Harbuz, zice că ba sunt aici. Foarte bine, îl salutăm. În loc să generăm venituri, iarăși mergem pe costuri și susținem până se vinde, să zicem, instalația de telegondoră, am susține cel puțin 1 milion de lei. Adică, în loc să facem 5 locuri de joacă sau să reabilităm o școală, noi plătim pentru a ne uita la un bun cum există, dar nu îl folosim. De ce să ne asumăm aceste riscuri când calculele ne arată simplu? Acum creditul s-a închis. În momentul de față, profiturile ar crește. Deci și acum, în perioada în care s-au plătit rate, din 2018 și până astăzi, profitul minim a fost de 420.000 de lei în 2018 și a crescut constant. Anul trecut am avut 820.000 de lei profit la Perla Invest, doar din activitatea de telegondolă. Anul acesta cifrele arată și mai optimist. Domnul primar, spuneați de profit. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că profit scriptic probabil există. Dar sunt... Sunt de acord cu dumneavoastră. Nu, asta e problema. Problema mea, ca observator, este următoarea. Eu, dacă aș fi fost consilier PNL la ședință, în ședința de... Dacă sunteți interesat? Nu, mulțumesc, deocamdată nu. Dacă aș fi fost consilier PNL, când aș fi văzut proiectul, aș fi pus mâna pe telefon, sau și PSD, și aș fi sunat pe domnul primar, l-aș fi rugat pe domnul primar așa. Domnul primar, vă rog frumos, la ședința pe comisii, dar mai frumos ar fi în plen, să vină și la ședința pe comisii și în plen, să vină domnule administratorul judiciar sau cum se cheamă, pe ăsta special, da, pe care primăria l-a numit în calitate de... Da, administratorul special este reprezentantul primăriei. Să vină administratorul special și să vină în fața noastră... A fost ședința de Consiliu Local. Să vină și să prezinte situația financiară a societății. De unde provine profitul? Câte bilete s-au, vorbe și o prostie acum, câte bilete s-au vândut? Câte gratuități s-au dat? Nu există gratuități. Nu știu, zic, s-au dat, nu, eu vorbesc așa, da, în afară. Deci n-am de unde să știu. Din moment ce acest domn n-a făcut un raport. I-aș fi rugat pe cei doi consilieri care sunt reprezentanții Consiliului Local să facă o informare. Nu mai sunt doi, e unul singur, dar corect. S-a retras doamna avocat? Și doamna avocat, și doamna Luca Moise, și acum acum 2 luni, cred că a fost numit un alt reprezentant în Agato din partea PSD. Deci cine este? Când s-au retras, au făcut un raport asupra societății? Știți bine că nu au făcut deci, acest raport. Asta este problema. Din punctul meu de vedere, eu pot să discut despre răscumpărarea sau, mă rog, participarea la licitație. E un termen pe care eu l-am lansat, da, și nu este neapărat corect. Participarea la licitație pentru obținerea unui bun în orașul Piatra Neamț, parte a fost a patrimoniului Perla Invest, ca să vorbim corect. Că după aceea, cu banii aia, se poate ieși din insolvență, este o altă poveste. Ei, eu asta aș spun, aș fi votat sau n-aș fi votat, aș fi lăudat sau aș fi criticat, dacă aș fi fost în cunoștință de cauză. Și tot domnul acela, nu știu cum îl cheamă, care este administrator special, venea și pe două foi A4 și un retroproiector că aveți acolo, spunea, planul nostru după ieșirea din insolvență
Este. Dar pot să-l anunț și eu și pot să o fac și acum. Dar, acum, eu vorbesc înainte de ședință. Eu nu, poate nu l-am văzut eu. N-am avut absolut nimic de ascuns. Tot acest proiect este, din punctul meu de vedere, este gândit pentru a rezolva în modul optim pentru oraș problema societății Perla Invest, problema telegondolei, problema bazei hipice și a investițiilor pentru creșterea atractivității pe vârful Cozla și implicit a optimizării veniturilor la telegondolă. Și putem să discutăm de ce cumpărarea, de ce nu majorarea de capital social. Vă rog. E o idee pe care ați lansat-o, cu care eu nu sunt neapărat de acord, dar pot înțelege că și în trecutul acestei societăți s-au făcut de multe ori, de nenumărate ori, poate de prea multe ori, s-a mers pe această soluție a majorării de capital social într-o formulă care s-a dovedit a fi profund păgubasă pentru oraș. Pentru că iată care este, care sunt consecințele. Eu am criticat aceste măriri de capital social. Știu, eu am spus doar că se poate și așa. Că se poate și așa. Uh-huh. Și că trebuie discutate toate soluțiile. Deci trebuie discutate toate soluțiile. Bun, încă o dată. De ce nu majorarea de capital social ca să fie, că e mai simplu de argumentat asta? Când faci majorare de capital social, în primul rând, trebuie să fii sigur de viabilitatea societății. O societate în insolvență are ceva. La o societate în insolvență este mult mai greu să justifici acest lucru și e mult mai puțin probabil și mai ales în acest context e ineficient și din următorul considerent. Oricum sunt acționar unic la Perla Invest. Primăria este acționar unic, are 100% din acțiuni, din părțile sociale. Dacă fac această majorare de capital social, nu am absolut nimic de câștigat. Dau niște bani și nu iau nimic în schimb. În momentul scoți în care societatea din insolvență. Dacă aprobă această majorare de capital social, judecătorul local. Sindic. Și judecătorul sindic și consiliul local. Aprobă consiliul local, zicem că vine opoziția, votează în unanimitate, că le place ideea asta, probabil, de majorare de capital social, că o aplică destul de frecvent. Bun. Revenim. Din punctul meu de vedere, nu este o soluție, pentru că iarăși oferim ceva pentru care noi nu luăm nimic în schimb. Cumpărarea unui bun, care și face parte din planul de reorganizare, un plan de reorganizare aprobat de primărie, Consiliul Local, de administratorul special, deci de toți credit, de administratorul judiciar, în urma unui vot în adunarea creditorilor, aprobat de judecătorul sindic, aceea este soluția pentru salvarea societății și pentru ieșirea ei din insolvență și evitarea falimentului. Mai ales că a fost o problemă pe care eu nu pot înțelege de ce s-a propus în primul plan de reorganizare s-a propus vânzarea bazei hipice, care era evaluată la 800.000 de euro. Valoare care nu acoperea sumele cu care erau înscriși creditorii și pe care trebuiau să le recupereze prin planul de reorganizare. Deci vânzarea bazei hipice nu scotea societatea din insolvență, falimentul era iminent și practic toate aceste riscuri erau iminente. Închiderea telegondolei, pierderea investiției, plata pentru 2-3 ani a costurilor de conservare, 26-30 de oameni pleacă acasă, nu neapărat că este o componentă socială asta, dar efectiv acești oameni erau disponibilizați direct, plus alte societăți, activități care erau afectate în mod indirect de această pierdere. Ca să nu mai spun faptul că toate aceste bunuri erau vândute pe nimica, pe temir ce, de către un lichidator. Cred că acesta a fost un plan gândit cu mulți ani în urmă de cineva. Aici sunt de acord. Am modificat planul de reorganizare. Vedeți că s-a mai scos odată la vânzare baza hipică. Și s-a blocat în urma unei campanii. Da, presă. Deci există un interes evident acolo. Am modificat planul de reorganizare după
discuții destul de, de dificile, atât cu administratorul judiciar, cât și cu colegi din primărie, să găsim soluția care poate face viabil planul de reorganizare, funcțional. Și am identificat această posibilitate unică prin care, vânzând un bun, să acoperi integral sumele din planul de reorganizare, cuprinse a fi recuperate în planul de reorganizare, și apoi municipiului să-i revină în contul creanței chirografare, adică a datoriei a plăților pe care municipiul, pe care orașul le-a făcut pentru a avea telegondolă în baza acelui contract de convenție cu Alfa Bank, adică 44 de milioane de lei. Asta este ideea. Cumpărăm piciorul de plecare al telegondolei în sensul că participăm la licitație. Noi participăm la această licitație doar pentru a avea o garanție că planul de reorganizare funcționează și că nu pierdem niciunul dintre bunurile care fac parte din patrimoniul societății Perla Invest și că revin municipiului. Iar apoi Perla Invest va funcționa în continuare pentru a face plăți și a recupera din această datorie morală pe care o are față de primărie, față de Pietreni. Acum, eu când ați spus, când am propus cumpărarea de, deci majorarea de capital ca variantă posibilă, am pornit de la ceea ce susțineați dumneavoastră, că Perla Invest, eu m-am uitat la ce ați spus, reprezintă o societate cu viitor. Dacă da. Este o societate cu viitor, trebuie să iasă puteam, puteam să mă gândesc, să propun două, trei, adică știți cum, ne învârtim într-un cerc vicios. Ne învârtim într-un cerc vicios. Pe de o parte, cercul vicios a fost creat de mult. Noi acum încercăm să ieșim din acest cerc vicios. Deci, dar ne învârtim în el. Vrem, nu vrem, ne învârtim încă ca amețiții. Încă suntem în acest cerc. Da. Până pe de o parte, din e clar că există un patrimoniu valoros, dacă ne referim la baza hipică, ca teren. Nu vorbesc de baza hipică acum, ca bază hipică, că ce a fost, a mâncat pisica și s-a dus. Și mai avem acolo și niște active care nu sunt ale municipalității și mai avem alte probleme acela acolo. Este următorul pas. Este altă rezolvat, problemă, da. Da? Deci avem niște active, avem sus niște active care sunt fără autorizație și nu se pot vinde, că de aia nu le-a scos lichidatorul la vânzare separat. Da. Nu se pot vinde și acolo este o problemă. Mai avem lanțurile și stâlpii telegondolei, cred că 2-3 sunt fără autorizație și ei. Imaginați-vă, apropo de această infrastructură, care ar fi costurile cu demontarea instalației de telegondolă, la care am ajunge? Ne-ar obliga falimentul pe la adică ar fi aproape iminent. Eu vă spun așa, deci demersul nostru de la Mesagerul a fost hai să discutăm toate soluțiile posibile înainte de a pune o hotărâre pe tapet. Haideți să le discutăm. Dar hotărârea a fost propusă de 3 luni cel puțin. Știu. Modificarea planului de reorganizare. Domnul Prohonski, da, parcă așa îl cheam. Prohonski de la Perlaschi. În vara trecută a avut solicitări de la Mesagerul de Neamț să prezinte situația societății. Știți ce a spus? Nu pot, eu sunt administrator special și nu mă lasă administratorul judiciar. Nu mi se pare corect. Noi suntem partea societății. El este administrator pus de primărie. Dacă nu el, atunci primăria. Știți cum? Aproape când vine să intru pe site-ul Perla Invest acum. Deci, a fost un moment în care domnul Bruhanski era ușor confuz. În ideea în care... Te-ai schimbat atunci, societatea, nu vă supărați dacă e confuz. Nu, asta s-a întâmplat cu multă vreme înainte, pentru că efectiv nu a primit suficient suport din partea fostei administrații, de exemplu. Și când ai o echipă, nu la urmă ai niște posturi pe care ai nevoie să le acoperi acolo și el nu a avut suport din partea fostei administrații să-și completeze schema de personal, nici din partea administratorului judiciar. În felul acesta s-a creat o ușoară dependență față de administratorul judiciar care avea
toată infrastructura și logistica și expertiza prin care să convingă că aia e soluția, că alea sunt rapoartele, că alea sunt propunerile cu care trebuie să vină în fața Consiliului Local și să le sugereze agamanilor și așa mai departe. Deci s-a creat un fel de dependență de administratorul judiciar din cauza unei insuficiente consultări care să existe real între primărie și Perla Invest. A fost o situație cu care m-am confruntat și eu în primele luni, pentru că domnul administrator judiciar, orice propunere făceam noi, o verifica cu administratorul judiciar și ne spunea că nu e bine. Deci s-a întâmplat, e reală această situație, dar astăzi, la drept vorbind, toate lucrurile sunt aliniate. Am avut suficiente discuții și noi cu administratorul judiciar în așa fel încât să ne aliniem pe un plan coerent și funcțional. Domnul primar, ca să nu se mai întâmple toate lucrurile astea pe societățile comerciale ale primăriei, al municipalității, ca să nu greșesc. Așa. N-ar fi bine să se instituie o regulă simplă și legală în Consiliul Local? Dom'le, hai să dăm la 6 luni. Cât e un raport? Lunar. În primele 6 luni de mandat am venit cu... Dar să-l vedem cu toții. Poate mai este vreunul cu vreo idee creață în orașul ăsta. Și spune, băi, aceștia, uite, am eu o propunere cu piața. Am eu o propunere cu piața. Am o propunere cu aia. Poate, că știu că lumea nu este interesată. Deci, și să-i vedem pe reprezentanții care sunt, că se ridică în picioare în Consiliul Local... Și spune că atunci când accept să fii în AGA, îți asumi niște lucruri. Haideți să facem un regulament. Să spune, domnule, și-a asumat că se duce la Perla Invest, s-a asumat că se duce la Urban. Știți când a intrat Urban în insolvență, care a fost zicerea în ședință, care s-a și consemnat în procesul verbal, apropo, când o să vă uitați asta în urmă și la Urban, când o să vă uitați în urmă și la Urban, să vă uitați. Și așa. Trebuie să închidem societatea ca să acoperim urmele. Consemnat în procesul verbal de ședință al AGA. Păi când este așa ceva, eu, Consiliul Local Total, pentru că am publicat atunci fragmentul respectiv, nu mă întreb, băi, a vinut tot un coace, bă, care ați fost acolo? Bă, ce urme aveți voi de acoperit? Ce urme aveți de acoperit? Eu nu vreau să... Nici nu vreau să închid societatea, nici nu vreau să acopăr urmele. Mine mă interesează să facem, dacă tot s-a făcut această telegondolă și s-a plătit 45 de milioane de lei, să o ținem pentru oraș. Că până la urmă, orice turist vine în oraș, primul gând pe care îl are este să meargă cu telegondola. Sunteți de acord cu Eu mine? Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Majoritatea turiștilor și pietrenilor. Dacă întrebăm un pietren acum pe stradă, dacă mergem în piață, ce... Care este primul tău gând ca turist în Piatra Neamț? Dacă ar fi să vii pentru prima dată în Piatra Neamț, pot să pun pariu cu dumneavoastră că măcar unul din doi oameni ar spune telegondola. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că telegondola reprezintă o atracție. Dacă în sine, tot e așa, făcută și muncită. Dar eu vă mai dau, continui raționamentul dumneavoastră cu experiențele mele. Om venit la Piatra Neamț, medic de elită, da, dintr-un centru medical, care de fiecare dată când mă întâlneam cu el, spune, băi, abia aștept să vin să merg cu telegondola. Și a venit. Și a mers cu telegondola. Și a coborât. Și a zis, de ce ați făcut telegondola? Deci, aici sunt două lucruri. În primul rând, recent, sâmbătă sau duminică, niște blogări internațional foarte cunoscuți pe zona de turism au postat un filmuleț pe YouTube care este foarte atractiv. Deja are, cred că peste, nu știu, are câteva mii de vizualizări în câteva zile și povestesc experiența lor, redau vizual experiența lor în Piatra Neamț și cred că mai mult de jumătate din respectivul clip are legătură cu telegondola. Ei n-au spus că e ceva neplăcut acolo sus, dimpotrivă. Au mâncat o chitură, au
făcut poze, s-au lăsat impresionați și furați de peisaj. Este drept că trebuie foarte multe lucruri făcute acolo sus pentru a face într-adevăr ca acest obiectiv să fie viabil și să generezi mai multe activități economice sus pe vârful Cozla. Avem multe probleme de rezolvat pentru a debloca o serie de investiții pe care le-am demarat acolo. Pe de o parte, drumul pe Cozla este în pline lucrări de execuție. Asta este un lucru foarte bun. Pe Cozla. Avem contractul semnat, ordinul de începere a lucrărilor este dat ca să îl remodelăm și să îl gândim într-o formă care să-l facă mai atractiv și să îl să arate a un punct de belvedere al orașului. Sus pe Cozla, am avut o serie de inițiative care s-au blocat la ANAP, ceea ce este cumva halucinant, pentru că noi propunem exploatarea potențialului zonei și ANAP-ul ne zice că... ANAP, ariile protejate. Și ANAP-ul ne răspunde că este interzisă exploatarea resurselor naturale în zona de protecție. Noi vorbim una, ANAP ne răspunde altceva. Până reușim să deblocăm aceste lucruri, am lansat deja în proiectare și avem planul A. Începem lucrările din zona de protecție cu amenajarea unor zone de atracție, de, nu știu, care să genereze zone foto și zone de joacă pentru copii, fie în legătură cu ideea de zonă fosiliferă. Tă copilul cu pensula în nisip și descoperă o fosilă. O fosilă care este realizată într-un material la CNC, fie ceva plastic, fie lemn. Cu tot felul de sculpturi care să amintească de personaje din basme. Din basme care să fie ușor asimilate locului. O să vin cu mai multe detalii în momentul în care vom avea randările. Lucrăm la aceste lucruri. Dar cum am putea să facem astfel de investiții dacă am rămâne fără telegondolă? Este clar că astăzi, pentru a face rost de cei 8,3 milioane de lei, pentru a participa la această licitație, doar în ideea în care să avem plasa de siguranță pe mine, m-ar bucura să vină un investitor privat, pentru că ar gestiona mult mai bine acest spațiu. S-ar putea să aveți o surpriză să vină. Ar fi bucuria mea, pentru că astăzi, în momentul în care eu nu am certitudinea că opoziția, fără de care nu am cum să trec proiectul, că mulți mă întreabă de ce nu treceți proiectul fără ei, ce vă interesează? N-am cum, asta este legea. Codul administrativ îmi spune clar, voturile de patrimoniu, cer două treimi. Noi astăzi avem în Consiliul Local o majoritate de 12, din 12 consilieri din 23, deci abia avem jumătate plus 1 și mai avem norocul că reușim să convingem unul dintre cei doi consilieri ALDE să susțină proiectele care sunt importante și sunt justificate. Că am avut și proiecte unde nu am avut votul domniei sale, motivat că nu l-am convins. Da, eu mă uit acum pe site-ul Perla Invest. Și m-am uitat și pe bilanț, m-am uitat și pe planul de reorganizare. Bine, ăsta e din decembrie 2020, nu cel ultimul. Că ultimul probabil îl pune Perla Invest după licitație. Mai discutăm. Este public pentru că l-am avut noi în ședința de Consiliu Local. Deci da. Nu este nimic asta. Eu l-am citit pe cel din ședința de Consiliu Local. Da. Deci sunt 26 de oameni la Perla. Acest administrator special care este omul care coordonează tehnic, este inginerul care asigură întreținerea instalației și urmărirea. Deci, nu știu. El este bun tehnician, nu este cel mai bun manager, dar în resursele, în cadrul acestei societăți, Eu l-aș fi vrut să-l ascult, să-mi spun așa. Am tot respectul pentru domnul primar, domnul Bălănescu, domnul mesagerul. Eu vă spun, ca inginer care mă ocup de asta, că Perla Invest are utilaje care sunt la un grad de uzură de. Merită să investim. Cât ar însemna investiții în funcționarea societății
de la anul, presupunând că iasă din insolvență, ce ar însemna de la anul investițiile pe care trebuie să le facă orașul, că pe la Invest nu are resurse, ca să funcționeze societatea? Să funcționeze Telegondola, își asigură toate reviziile la timp, fără nicio secundă. Deci în târziere. Momentul acesta este cu revizii, totul cu tot la zi. Totul este 100%, se schimbă acolo, nu te joci. Eu asta întreb. Sunt serveri care spun un inginer. Gradul de uzură, gradul de întindere a cablurilor, dacă se depășește, mi-a explicat domnul Rohanski de mai multe ori și chiar pentru realizarea acelui clip am fost și am intrat inclusiv în zona motoarelor și am văzut cele peste 96 de curele care asigură circuitul cablurilor și că în cazul în care ceva se defectează, totul se oprește în condiții de siguranță și se poate remedia imediat. Da. Haideți să vedem un pic ce mesaj avem de la oameni. Deci, nici n-am apucat să vorbim despre podul de la piață. Stați liniștit, că vorbim despre alea. Avem așa. Adriana Sticea. Telegondola trebuie să rămână a pietrenilor. Așa. Bună dimineața! Domnul Bănescu, poate îi faceți o invitație oficială la domnul primar să vină o dată pe săptămână. Păi am făcut. Așa. E greu de... Asta îmi place. E cam greu să îndreptăm acum greșelile trecutului, dar putem învăța din ele. Foarte de acord. Ar fi o decizie greșită să lase Telegondola și restul investiției o să ducă de râpă. Așa. Ce spune domnul Harbuz, nu mai comentez, că spune că sunt rațional, ceea ce eu am o problemă, nu știu dacă sunt foarte rațional. Da, ia să vedem mai departe. O propunere pentru consilieri, pentru toți consilierii, să investească într-o plută pe Bistrița pe care să țină ședințele de Consiliul Local. Mai departe nu spun ce spune domnul. Așa. Și... am un mesaj interesant pentru dumneavoastră care spune cam așa. Bine, îmi spune cineva că soția domnului Fecic a lucrat la poliția locală, șefă la contabilitate. Ce spuneam eu de cercuri. Dar am primit un mesaj. Bună dimineața! Fără legătură cu Telegondola, pornind de la o tragedie petrecută ieri la Turturești, nu e pe raza, e în apropiere, când o elevă de la Spiru Haret a fost ucisă în drum spre școală, am o întrebare pentru domnul primar. De ce dimineața se sting luminile stradale la 7 și 10? Mulți elevi navetiți sunt pe stradă la acea oră în orașul Piatra Neamț. Unii sunt aproape invizibili pe anumite zone de întuneric. E o sugestie care a venit pornită de la o tragedie. Da. În curând vom avea centrul de control, centrul de comandă și control, care va gestiona mai multe tot ce are legătură cu conectivitatea și iluminatul public în oraș. De la iluminat public, iluminatul LED cu sistem de telegestiune va putea fi controlat din mult mai simplu, de la un calculator. Astăzi nu se poate face asta, este foarte greu să schimbi timpii de la care, la care se aprind și la care se sting becurile din oraș și totul este sincronizat. E un sistem pe care n-ai cum să-l schimbi decât din centrul de comandă și control pe partea de iluminat public modern. Adică astăzi avem peste 35% iluminatul public modernizat în oraș. Din momentul în care va fi centrul de comandă și control funcțional și acolo se realizează în perioada asta ultimele conexiuni, echipamentele sunt toate montate, centrul este finalizat cu toate lucrările executate, realizăm în momentul de față conexiunile. Conexiuni pe parte de semafoare inteligente și abia aștept să fie demarate probele, testele, să se demonstreze că totul este funcțional și să le putem și da inteligent. În,
în producție, da, bineînțeles. Chiar nu am niciun fel de îndoială că totul va funcționa foarte bine și că aceste semafoare sincronizate, inteligente, vor arăta și vor convinge pietrenii că sunt o investiție bună pentru oraș, investiție făcută cu bani europeni, iarăși foarte important de precizat. Și aici aș mai face o simplă paranteză, pentru că am văzut foarte multe comentarii nejustificate sau puse așa într-o formă, cel puțin presupunerea mea este că la comandă, că nu știu câți bani s-au furat din aceste semafoare. Nimeni nu se joacă cu banii europeni, este singura mea precizare și sunt... Nimeni nu se joacă acum. O să faceți precizare. Bun. Acum nu se joacă nimeni cu banul public. Deci, atunci sunt obligat să intervin, știți? Ne obligă da, pe toți moderatorii, sigur, să spunem, domnule, faceți o afirmație. Cum puteți să afirmați că nimeni nu s-a jucat în neamț cu banii europeni? Eu am vorbit la prezent și în ceea ce mă privește. Da, vă rog. Și eu sunt încercam convins să detenționez. Că în echipa mea nimeni nu-și permite acest lucru. Așa. Partea de stații de închiriere biciclete, unde de asemenea se dă drumul la lucru și vor începe să fie montate în cele peste 20 de puncte stații de închiriere biciclete, de asemenea vor fi conectate în centru de comandă, totul pentru și stațiile de așteptare. Totul va fi urmărit din acest centru de comandă și control, care va avea legătură directă și cu operatorul de transport public. Domnul primar, vreți să zâmbiți un pic, să mai lăsăm un pic? Chiar îmi doresc, da. Deci, am făcut chestia cu curentul electric, mi-ați spus. Ieri, după amiază, am fost sunat de un om care are o societate comercială, cum să spun, foarte aproape de limita teritorială între Piatra Neamț și Dubrava. Uhum. În Dumbrava Roșie se ia curentul zilnic de mai multe ori pe zi în anumite zone cu termene 20-40 de secunde, cam așa. Și bineînțeles că cei care lucrează și au fluxuri au probleme. Și unul a reclamat la Telgaz și mi-a trimis următorul mesaj ieri. Recunosc, nu sunt un specialist în domeniul ăsta, dar mie mi se pare haios mesajul. În urma sesizării făcute către Delgaz Grid cu privire la întreruperea în mod frecvent a curentului electric, fluctuații repetate, întrerupere repetate între 20 de secunde și un minut, problema pe care o au toți agenții economici, ca să nu vorbim de cei oamenii cu case, am primit un răspuns din partea companiei care mi s-a părut hilar. Deoarece domnul m-a informat că întreruperea curentului se datorează graurilor. Dânsul mi-a explicat că sunt niște contactori de protecție pe firele de înaltă, care în momentul în care graurii lovesc cu ciocul, ei sunt electrocutați și mor, moment în care se întrerupe curentul. Nu mi-a explicat diferența de 10-20 de secunde până la un minut la întreruperi, dar eu am dedus că ține de greutatea graurului. Deci, și pe mine mă surprinde. Oameni buni, aveți grijă, între Dumbrava și Săvinești, de aia să ia curentul, că sunt foarte mulți grauri. Ei nu vin spre Piatra Neamț, pentru că probabil se gândesc că aici este o zonă protejată, și atacă contactorii de la file de înaltă. Dumbrava Roșie. Și graurii mor, deci atenție, fundații, era să spun un termen ecoteroriste, antiteroriste la animale. Atenție, fundații mor, grauri, opriți curentul în Dumbrava și să mutăm stâlpii de înaltă de acolo și să schimbăm contactorii sau să punem protecție la contactori sau să punem pe contactori niște locuri unde să stea graurii să nu mai moară. Da. Să punem și niște panouri de avertizare. Și panouri de avertizare pentru grauri. Nu dați cu cioc un contactor. Da. Bun, să revenim la ale noastre. Nici nu știu cu ce să încep, cu podul sau cu cabinetul dumneavoastră de primar? Cu ce doriți? Cu podul. Ambele sunt știri pozitive, da? Din punctul meu de vedere. Podul. Am văzut că se sapă acolo, da, se dau găuri. Ieri se finalizaseră primii trei pilotați. Ce înseamnă să finalizeze? Gaura s-a turnat? S-a turnat cu
un beton de înaltă rezistență și care se ajunge la duritate în așa fel încât să se poată lucra mai să se poată monta elementele betonate prefabricate din a 8-a, 9-a zi după turnarea lor, deci un beton de săptămâna viitoare. Da. Așa, astăzi se toarnă și ultimul pilot forat. Spune cineva, există dispozitive antipasăre, înseamnă sârmă verticală. Da. Deci, practic, trei sunt turnați, mai urmează unul, nu? Da, sau cât, da, ultimul. Da, sunt patru piloni de turnat. Și acolo se poate turna și chiar dacă plouă, bănuiesc că nu... Da, da, da. Ideea este să nu plouă torențial. Da. În rest, vremea de astăzi e... Nu pune piedici. Deci, practic, în 10 zile după ce se toarnă și ultimul pilon, s-ar putea începe lucrarea la caroiaj. Executantul a comandat deja elementele prefabricate, în așa fel încât acestea să fie disponibile, să ajungă la momentul la care se pot continua lucrările. Ne străduim să îl finalizăm, poate până la venirea vremii de iarnă, a zăpezii, a ninsorilor, a... Așa și să putem circula, poate chiar de la el, înainte de sărbători. De Doamne! Da. De Doamne, de Doamne să apară și al patrulea strat de... Adică a patra centură acolo. A patra bandă. Ultima bandă. Ultima bandă să se tarne odată binderul ăsta, stratul de binder. Stratul de binder va fi turnat săptămâna viitoare, evident, când vremea va permite, pentru că mai sunt câteva zile ploioase. Zilele acestea se încheie lucrările la bordurare, pentru că asta este motivul. Acesta este motivul pentru care nu s-a putut turna și ultima bandă care este de turnat între 1 mai și podul de la piață. Bun. Deci aici lucrările se văd. Ce se întâmplă? Așa. Se văd. Deja și trotuarele arată altfel. Eu sper ca prin ceea ce văd aici pietrenii să înțeleagă că tot acest disconfort, că într-adevăr aceste 2 luni și jumătate de când în această zonă, pe Dimitrie Leonida, s-a lucrat. Au fost săptămâni bune în care oamenii au rămas fără trotuare, în care a fost mai mult praf, în care a fost mai mult zgomot. E disconfort, lucrări. Lungim. A fost un disconfort pe care îl regretăm, dar fără de care nu avem cum să producem aceste transformări. Și eu cred că astăzi se vede o diferență majoră între cum arăta înainte tot acest segment de drum și cum arată astăzi. Deja trotuarele arată cu o aliniere mult mai frumoasă, mai prietenoasă, cu toate tipurile de participanți la trafic. De la anul schimbările vor fi și mai evidente, în sensul că vom avea și asfaltul și... Și bănuiesc că asfaltul va fi la cotă, ca să nu, cotă, ca să nu mai facem ascensiuni cu cărucioare. Da. Cu... Acum încă mai sunt mici găuri în asfalt răsate, tocmai pentru a se evidenția unde sunt capacele care trebuie aduse la primăvară la cotă, odată cu turnarea ultimului strat de covor asfaltic. Bun. Pe partea de lucrări, ce ne mai puteți spune? Noutăți? Că alea vechi le știm. Noutăți. Din câte am înțeles, s-au efectuat măsurătorile și trasările pe Traian și Decebal, pe Mihai Viteazu. Săptămâna viitoare vor începe lucrările în zona Liceului de Chimie. Din câte am înțeles, acestea ar fi planurile constructorului. Și de asemenea pe Mihai Viteazu, unde acum se lucrează la înlocuirea rețelei de conductei de apă. Am primit chiar în această dimineață un proiect de hotărâre cu aprobarea participării la achiziția autobuze ecologice. Da, este modificarea unui proiect pe care îl avem în parteneriat cu Consiliul Județean, prin care
încercăm să valorificăm această oportunitate de a mai de a crește valoarea proiectului pentru a mai lua încă 10 autobuze electrice. Față de ce era inițial prevăzut. Da, da, da. Deci 10, tot așa, din alea mari sau mai micuțe? Tot, nu știu. Păi avem varianta 8 și 10 metri, din câte știu eu. Da. Alte noutăți? Sunt multe șantiere prin oraș. Aici sunt, cumva fac acest apel la pietreni să înțeleagă, acum se lucrează, de exemplu, la conductele de gaz. Dar gazul înlocuiește țevile. I-am văzut în fața zonei casei afacerilor. Se lucrează pe tot ce înseamnă Bulevardul Traian și Bulevardul Decebal. O să urmeze în curând și apa. Ceea ce înseamnă alte șanțuri, da, în cea mai mare parte pe partea cealaltă. Eu îmi dau seama... Deci, practic, se va circula pe două benzi, maxim. Eu îmi dau seama că aceste lucrări produc și o stare de nemulțumire, însă mă adresez tuturor pietrenilor. Este nevoie de câteva luni de răbdare, dar vom avea un oraș curat, un oraș viabil, cu infrastructură care să nu ne mai pună în fiecare zi în fața întreruperilor de furnizării apei, de exemplu, sau a gazului. Aceste lucrări de infrastructură sunt absolut necesare și nu putem face o infrastructură modernă orașului dacă nu facem și aceste lucrări din subteran, care înseamnă asigurarea resurselor elementare. Apă, căldură, sunt electricitate. Deci sunt lucrări de extremă importanță. Vreau să îi asigur pe toți pietrenii că aceste lucrări se fac cu maximă rapiditate, deci nu se bate pasul pe loc. Astăzi se sapă, imediat se pune șanțul, în mai puțin de 24 de ore totul este tasat. Urmează și lucrările de betonare, în așa fel încât până se toarnă covorul asfaltic să producem cât mai puțin disconfort, dar acest disconfort este inevitabil, este inevitabil praful, sunt inevitabile pietrele care mai rămân pe asfalt. Oricât de mult curățăm, traficul împrăștie din nou acest praf și pietrișul. Dar până la urmă sunt lucrări care cu siguranță ne vor da la finalul viitor un oraș modern. Un Piatra Neamț care va avea o infrastructură pe bulevardele principale complet nouă. Ceea ce este un pas uriaș. Și dacă vreți părerea mea, eu n-aș fi făcut telegondola. Aș fi făcut aceste lucrări acum 10 ani, când problemele nu erau atât de grave și le-am fi putut segmenta și organiza în așa fel încât disconfortul să nu fie împrăștiat în tot orașul. Aici e clar că nu s-au prioritizat investițiile, da. Am încercat să facem. Dar astăzi suntem obligați să facem acest efort simultan în aproape tot orașul. Aveți un nou consilier. Avem un nou consilier. Am un nou consilier. Aveți dumneavoastră. Care sunt și orașul. Că, este consilierul dumneavoastră. Cu tot orașul. Bine, hai să nu exagerăm totuși chiar cu tot orașul. Să știți, chiar am o echipă construită pe principiul. Prima condiție este să fie oameni care iubesc acest oraș. Acesta este mandatul meu și aceasta este echipa mea. Iar doamna Povăluță este un profesionist. Care a confirmat, la doamna Povăluță v-ați referit. Că acum este cel mai nou membru al echipei. Da. Toți membrii echipei sunt definiți deci, de aceeași valoare. Deci recunosc că am o știre. Doamna Povăluță iubește orașul. Toți colegii mei din echipa de pe cabinet primar, din echipa pe care am susținut-o în primărie, respectă această condiție elementară. Evident și... capacitatea de organizare și competența într-un domeniu cheie. Doamna Povăruță este recunoscută pietrenilor
pentru activitatea sa, în special pe zona de asistență socială, o activitate unde și noi avem multe lucruri de clarificat și de îmbunătățit. O zonă, un domeniu destul de vast. Nu vă ascund că Piatra Neamțul este, cred că, orașul din România care are cele mai multe locuințe sociale. Locuințe sociale a căror urmărire și a căror întreținere nu a fost suficient de bine urmărită de mulți ani. O activitate și un domeniu pe care l-am resetat, neînțelegând la modul realist și complet dimensiunea provocării. Deci, doamna Povăruță vine într-un moment în care chiar avem nevoie de... Am ținut să marcăm venirea doamnei Povăruță în echipa dumneavoastră. Acum am depășit un pic termenul, dar poate o să discutăm despre probleme sociale și veniți și cu doamna Povăruță și cu doamna Berea în emisiune. Chiar sigur, să discutăm pe o emisiune. Până atunci însă am încheiat pe primărie. Așa, într-un fel. Vreau să vă întreb, ați fost la festivalul de teatru, la vreun spectacol, ați apucat? Nu am reușit, am fost plecat. Vă felicit. Am vrut să ajung în ultima zi de spectacol, dar efectiv nu am reușit. Vă felicit, pentru că v-ați protejat. Nu înțelegeți. Chiar nu am... Uite, lansez eu o temă acum în emisiune, pornind de la un ordin, hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, să vă rog să nu râdeți. Lista obiectivelor afectate de fenomene meteorologice periculoase Trăsnet în zona ansamblului Curții Domnești din Piatra Neamț, din data de 22.08.2022, adică rețineți data. Da. A fost Trăsnetul pe 22, da? Da? O trăsnit în turn, știm cu paratrăsnetul, da. Bacă era bun și ne-o protejat, Bacă a fost prost că era băgat pe dinăuntru, nu mai contează. Da. Citim procesul verbal ăsta al Comitetului Județean de Situații de Urgență și hotărârea. Se aprobă lista obiectivelor afectate de fenomene meteorologice periculoase. Trăsnet în zona ansamblului Curții Domnești. Deci pe 23 s-a format comisia, s-au dus, cum era filmul ăla, comisia a venit, a verificat și multe hotărâri a luat. Și ce citim noi aici? Lista obiectivelor afectate. Și începe așa. Unul nu spune direct care e obiectivul, spune jos. 300.000 necesari de lei pentru expertizare, proiectare, avizare, autorizare, executare a lucrări de reconstrucție a instalațiilor electrice interioare, curenți tari, era să citesc rari, iluminat și prize, curenți slabi, instalație de semnalizare, alarmare, protecție împotriva efracției, instalație aferente centralei telefonice, asta pot să înțeleg, instalație de sonorizare, a instalației de iluminat, a fațadelor, au căzut și fațadele de la teatru. Instalația... Dar nu știu, cred că sunt înșirate obiectivele, că deja mi se pare că se referă la toate zonă. Respectiva instalației de împământare și protecție la Trăsnet aferente Teatrului Tineretului. Doar toate aceste lucruri, da, doar la aferente. Teatrului Tineretului. Deci, recapitulăm. Prize interioare, iluminat prize. Da, nu sunt menționate acolo toate obiectivele, turnuri. Eu vorbesc, pe mine mă interesează teatru acum. Știți de ce mă interesează teatru? Pentru că în perioada asta, de la Trăsnet până la hotărârea asta dată a CJSU-ului, a fost festivalul de teatru, da. A fost festivalul de teatru. Dom'le, dacă prizele au fost o problemă, dacă toate astea cu curenții, cu astea au fost o problemă, dom'le, cum poți să ții un festival? Deci, eu, din câte știu, nu am citit raportul integral, dar mi-a fost adus la cunoștință. Sunt tipuri de lucrări care trebuie să aibă loc la toate aceste obiective. De la turnul lui Ștefan, biserică, muzeele din zonă și... De la Teatrul Tineretului, sub semnătura doamnei Ana Maria Plugaru, da, am primit răspuns în atenția așa, ca răspuns la solicitarea dumneavoastră primită pe mail, vă comunicăm următoarele, în conformitate cu sesizările oficiale transmise autorităților la scurt timp după incident.
Evenimentele meteo au inclus și descărcări electrice care s-au produs în curtea Tatălui Tineretului. Mă rog, s-au produs în curte. Nu s-au produs, s-au întâmplat așa, simultan cu cele de la turnul lui Ștefan cel Mare, care au afectat rețeaua electrică și rețele de telefonie mobilă și internet. Plus câteva echipamente, switch, rețea internă de voce și internet, centrală telefonică, un laptop aflat în funcțiune. Pe lângă echipamentele așa, a fost afectat și autocarul instituției, care a reprezentat defecțiuni majore ale sistemului electric. Probabil. Așa. Deci eu știu că valoarea totală a lucrurilor 600 de mii. Ar ajunge la... Da. Deci din astea 600 de mii, 300 de mii se duc la teatru. Din ce spune doamna Plugaru, avem switch, rețeaua internă, centrală telefonică, un laptop și autocarul. În hotărâre, ni se spune că trebuie făcut proiectare din nou și schimbat instalația electrică totală. Păi dacă era afectată instalația electrică... Trebuia un generator la festival. Nu știu dacă trebuia un generator, dar să pui în pericol reprezentantul guvernului în teritoriu care deschide festivalul, ținând un festival acolo și așa neoficial, am aflat noi, căutând niște lucruri, că, dom'le, ci că ar fi putre de bârnele de la acoperiș la Teatrul Tineretului. Chiar suntem... Eu înțeleg că e nevoie de niște bani să refaci niște lucruri la Teatrul Tineretului. E nevoie să-ți iei un autocar nou. E nevoie să faci niște lucruri. Dom'le, dar nu fă prin hotărâri de genul ăsta. Ori pune-te de acord dinainte. Și dacă toate alea s-au întâmplat acolo, probabil cei de la ISU, de la care așteptăm un răspuns, mulțumim frumos, cu ce au constatat, puteau să spun, dom'le, nu se poate, nu dăm acces în turn, hai să vedem ce facem și cu teatru, punem populația în pericol. Asta așa, ca o paranteză. Eu știu că din această comisie au făcut parte profesioniști și de la ISC. Eu n-am spus că nu sunt profesioniști. Eu doar mă gândesc că dacă lucrurile au stat așa de rău... Nu știu dacă toate acele... Nu știu dacă s-au făcut precizări legate de care sunt... Vedeți, domnul primar? Instalațiile afectate strict de Transnet și care... Sunt afectate de fulger. Legătură... Și care sunt afectate de ce s-a produs în curtea teatrului când s-a atins autocarul de la Transnet. Adică înțeleg din acest raport că, într-adevăr, acolo s-au punctat... toate elementele identificate care ca ne vedeți, fiind conform de care din partea frustrarea ISC. Noastră. Dar se dă o hotărâre și nu știi. Se propune o hotărâre și nu știi. Asta e frustrarea noastră ca jurnalist. Am vrut să vă fac jurnalist acum ca să vedeți cum e când apare ceva și doar citești, și doar citești și spui întrebări. Și prima întrebare care îți vine în minte când vezi hotărârea aia, bă, cum s-a ținut bă, festivalul ăsta de teatru? Dacă prizele alea erau în pioneze și trebuie schimbate, nu cumva după trăzne, tunet, fulger, ce-a fost acolo, sau fenomen paranormal, acolo este o autorizație pentru pericol de incendiu. Nu cumva s-a ieșit din autorizația aia când s-au lovit toate astea? Știți, n-aș fi vrut ca la teatru să se vizioneze celebru film documentar colectiv. Știți? Adică, hai să facem administrație și să informăm opinia publică. La teatru trebuiau făcute probabil niște modernizări. Pentru asta trebuiau alocat deci niște bani. Raportul cu privire la teatru, ci cel da, referitor da, la turnul lui Ștefan și ansamblul curții domnului. Eu am vrut doar să facem o glumă, să spunem cum au fost puși în pericol, potențial pericol, prezumtiv pericol, niște oameni oficiali care s-au dus la teatru, dacă prizele alea erau în pioneze. Ne oprim aici, oameni buni. Mulțumesc pentru coparticiparea la ultima parte a emisiunii, pentru participarea la prima parte a emisiunii. N-aveam la ce să particip. Eu v-am zis, n-am fost la festivalul de teatru și n-am observat TV-ul. Îmi spune cineva care e inginer electro. La TTK și la alte clădiri s-au produs prin inducție
electromagnetică, nu direct de la trăsnet. Iar aia cu autocarul s-o creadă conducerea Consiliului Județean. Da. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru invitație, o zi frumoasă. Cu mare drag, săptămâna viitoare, dacă suntem sănătoși și existăm, o să bem o cafea pe care o aduce domnul primar, ca așa a promis. Cred că peste două săptămâni. Sau peste două săptămâni. Da. Tot dragul. Numai bine, sănătate, oameni buni, numai bine.